rușinea de pe lume. Eu care am lucrat la Electrica 30 de ani, nu-i posibil, produceam 12.500 MW. La ora actuală am oprit tot ce înseamnă față de nemți, de alții, tot ce înseamnă pe cărbune, pe nu știu ce, producem 6.000 și ne văităm că nu avem energie. Credeți că ar trebui să-și dea demisia ultima dată? Da, ar fi obligatoriu. Da, este vinovat. Crezi că ar trebui să-și dea demisia? Da. De ce crezi? Pentru că a pus prea mult la prețul, nu se gândește la omul de rând, care poate nu are bani să trăiască de azi pe mâine. El se gândește numai la el. Ca ministru, da. Ar trebui înlocuit. Dumneavoastră credeți că el este vinovat? Jumătate, da. Pentru că ce s-a gândit în Partidul Național Liberal și felul în care s-a transpus în lege, nu ajută oamenii. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunteți la Analiza Zilei, la Antena 3 Vâlcea. Ați văzut opiniile câtorva dintre râmniceni, cei care s-au trezit cu facturi uriașe peste noapte. Avem, sigur, foarte multe declarații pe marginea acestor mega scumpiri, da? Avem și reacții ale oficialilor, spre exemplu, cei de la ENG au simțit nevoia să intervină în acest scandal al facturilor uriașe, doamnelor și domnilor, și susțin reprezentanții ENG că peste 45% dintre clienții ENG România nu au întrunit condițiile de eligibilitate stabilite prin lege pentru a beneficia de măsurile de plafonare sau de compensare. Doamnelor și domnilor, ceea ce ne arată, ne demonstrează că ne întoarcem tot la cei care decid, doamnelor și domnilor, la guvern, la legislativ, la oamenii care, iată, dau legi, dau ordonanțe de urgență și apoi când este vorba să fie puse în aplicare, iată că oamenii nu se încadrează, da, în plafonul respectiv pentru a beneficia de acest lucru. Despre scandalul facturilor uriașe la utilități, despre ce se mai întâmplă prin județul Vâlcea, despre multe, multe altele. Discut astăzi cu consilierul județean PSD, domnul Adrian Bușu. Bună ziua! Sără, domnule, mulțumesc pentru invitație. Domnule Bușu, ați auzit și dumneavoastră, ați văzut, există și o poziție oficială, iată, a celor de la ENG, da? Care cumva aruncă fizica moartă în curtea dumneavoastră, a celor care decideți. Sigur, aș vrea să pornim de la un adevăr, și anume că nu numai România se confruntă cu această creștere exacerbată a prețului la energie electrică, energie termică. Întreaga Europa și, dacă vreți, întreg mapa mondului este cuprins de această febră a creșterii prețului la energie. Ca și cauze, aș merge pe politica mondială care prevede în scurt timp eliminarea folosirii combustibililor fosili pentru producerea surselor de energie, respectiv a cărbunilor. Știți foarte bine că a fost un summit important la Edinburgh la sfârșitul anului trecut, unde s-a mers pe ideea că trebuie reduse noxele, trebuie redusă poluarea astfel încât să reducem gradul de degradare al ghețarilor, astfel riscăm să dăm peste cap întreg globul, întreaga natură. Dar până eliminăm combustibilii fosile, ar fi trebuit să ne gândim ce surse alternative aducem pentru a nu destabiliza atât consumatorii casnici cât și pe cei industriali. Dumneavoastră ați făcut vorbire de un punct de vedere al unui furnizor de energie, da, deci nu al unui producător. Furnizorul de energie spune că a fost obligat să mărească prețul la kilowattul oră pe care îl oferă atât consumatorilor casnici cât și celor industriali, pentru că achiziția de la producători a crescut. Și într-un fel, trebuie să vă spun că această situație nu se va rezolva curând, cu toate că Guvernul României a inițiat o serie de măsuri de protecție, vizând plafonarea sumelor pe care consumatorii casnici și industriali le plăteau pentru kilowattoră primit până la 1 aprilie, iar după 1 aprilie, dacă ați observat, va fi o schemă de compensare în ideea reducerii TVA-ului la 5%. Domnul pentru Bușu, oamenii nu se încadrează încă o dată. Deci, nu. Deci, oamenii ăștia de la ENG au 1.700.000 de facturi emise, da? Da. Măsuri de plafonare au fost aplicate pentru 946 de facturi, da?
Iar pentru, deci din cele 946, 795, adică aproape 800.000 de facturi, nu au întrunit condițiile de eligibilitate stipulate. Este vorba de, de cantitatea de energie pe care trebuie să o consumi lunar pentru a te încadra, respectiv 300 de kW. Din această cauză, cei de la ENGIE s-au prevalat de acest lucru și au mers pe ideea că acest consum, fiind depășit, persoanele în cauză, cei care erau beneficiarii facturilor, nu s-au putut încadra în măsurile de protecție prevăzută de Guvernul României. Trebuie să mergem și pe o altă idee. Se pare că populația României n-a văzut că s-a liberalizat prețul la energie electrică. Dacă mi-aduc eu bine aminte, începând cu 1 iunie. Asta înseamnă că prețul este stabilit pe bursă. Practic este o măsură a unei economii de piață. Ne-am trezit acum într-o poziție pe care România și-a asumat-o de liberalizarea costului la energie electrică, de închidere a termocentralelor care produc energie electrică pe cărbune și automat prețul energiei electrice pe piața română a crescut. Nu mai spun că a crescut și prețul la gazele naturale, pentru că România importă din Federația Rusă cantități din ce în ce mai mari de gaze naturale, pentru că rezervele noastre sunt din ce în ce mai mici și sunt aproape de epuizare. Populația trebuie să înțeleagă că măsurile de protecție nu pot fi aplicate ca o husă pe care o pui, de exemplu, pe acest telefon sau pe acest pahar. Ele sunt posibile în funcție de capacitatea financiară a fiecărui guvern de a-și proteja populația. Eu cred că, totuși, măsurile de protecție, cel puțin a consumatorilor casnici, vor fi amplificate în perioada aceasta de iarnă, pentru că altfel foarte mulți oameni vor fi puși în imposibilitate de a-și achita facturile. Însă să nu uităm consumatorii industriali, doamna Popescu, pentru că noi nu trebuie să sugrumăm procesul industrial, pentru că fără industrie n-am avea progres, nu am avea posibilitatea să obținem profit. Și atunci guvernul trebuie să ia în calcul și protejarea marilor consumatori industriali, chiar dacă aceștia nu mai au în integralitate capital de stat român și sunt majoritar firme străine. Da. Aveți dreptate dintr-un oarecare punct de vedere. Vă dau dreptate, dar nu cred că cei care primesc facturile astăzi la gaze sunt foarte fericiți și chiar pot să și înțeleagă explicațiile noastre, sigur, plauzibile. De ce nu reușesc oamenii ăștia să se încadreze în plafon? De ce nu au fost în stare să facă o lege care să cuprindă, într-adevăr, categoriile vulnerabile, da? Și să poată, pentru a putea beneficia de... Eu aș vrea să vă spun că s-au pierdut 31 de ani, din 1989 până în momentul în care eu discut acum cu dumneavoastră, în ideea de a merge pe o restructurare clară a sistemului energetic românesc. Haideți să nu ne mai ascundem după degete și să luăm exemplu Vâlcii. Noi primim agent termic furnizat de centrala electrică a orașului, care a fost gândită în sistem de producător captiv pentru industria care era pe platforma din sudul municipiului Râmnicu-Vâlcea. Pe măsură ce unitățile industriale și-au redus capacitatea de producție, era foarte clar că CET-ul trebuie restructurat. Și de aceea Consiliul Județean a inițiat un proiect pe fonduri europene de restructurare a CET-ului pentru a elimina cheltuielile inutile cu niște ansamble energofage care datau de prin anii 60. Este un proces pe care Consiliul Județean, după ieșirea din insolvență a CET-ului, sper să-l finalizeze maxim 2 ani de zile, astfel încât cheltuielile exagerate pe care CET-ul le-a avut până în momentul intrării în restructurare să fie eliminate. Ceea ce am făcut noi la Vâlcea ar fi trebuit făcut în toate județele țării. Însă, dintr-un motiv pe care eu nu aș vrea să-l discut cu dumneavoastră, pentru că nici nu-l stăpânesc și nici n-a vrea să emit eu judecăți de valoare, 31 de ani i-am pierdut degeaba. Practic, nu am făcut decât să mergem pe sursele de producție a energiei pe care le-am moștenit de la fosta orânduire de până în 1989. Uh-huh. Dacă mi-aduc eu bine aminte, după 89 nu avem nicio hidrocentrală creată în plus. Nu avem...
suntem tot pe două grupuri energetice la centrala atomoelectrică de la Cernavodă. Celelalte două grupuri am negociat cu chinezii. Acum s-a semnat un acord cu Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru grupurile 3 și 4 de la Cernavodă. Dar vedeți că, spre exemplu, cei care au preluat combinatul chimic vor face o centrală în cogenerare. Deci când vorbim de investiții private, oamenii sunt mai hotărâți, găsesc resurse, găsesc și soluții. Aș vrea să mergem pe ideea că această centrală de cogenerare era necesară de foarte mult timp. Da, dar trebuia să o fi făcut, nu să vină deci din zona privată. Nu comentez ce s-a făcut în ultimii 31 de ani. Vreau să vă spun că eu cred că la CET Govora suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește restructurarea și apariția unui CET performant. Faptul că un investitor de pe platforma chimică va face o centrală de cogenerare ne va permite să nu mai emitem pe timpul verii compuși de sulf și alți compuși nocivi, rezultații în urma arderii cărbunelui. Că practic se dorește a fi o centrală de cogenerare pe gaz metan. Însă atrag atenția, gazul metan, și ieri ați avut un invitat care se pricepe, l-ați avut pe colegul meu, domnul Grigorescu, care câțiva ani a făcut parte din Consiliul de Administrație de la Romgaz și care a explicat foarte corect, România nu are resurse descoperite care să ne permită o funcționare mai mare de 40 de ani de acum încolo pe gazul pe care îl mai deținem noi în subsolul românesc. Ideea că mergem pe exploatarea gazului din platforma continentală a Mării Negre este o chestiune care deocamdată, doamna Popescu, este la fază de testare, nici de cum la fază de exploatare industrială. Da. Deci ar trebui să fim un pic mai reținuți când îmi spunem că folosim gazul metan peste tot. Dacă ați observat și guvernul și președinția la ultimul summit al Uniunii Europene s-au raliat poziției Franței și anume să mergem pe energie atomică, spre deosebire de poziția Germaniei, care este promotoarea consumului de cărbune în continuare. Da, domnule Bușu, m-ați șocat un pic cu o afirmație pe care vă rog să o dezvoltați. Apariția unui CET performant. Păi da. CET-ul parcă era cu piciorul în groapă. S-a apropiat de faliment. De când a început CET-ul să performeze și l-am aflat? Vă explic imediat. Ce înseamnă un CET performant? Înseamnă un CET în care mijloacele de producție care dau curent electric în sistemul național și abur tehnologic pentru platforma industrială și respectiv agent termic pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea sunt aduse la un standard de funcționare compatibil cu anii în care trăim. Să știți că pentru cazanul 7 de la CET s-au încheiat procedurile în urmă cu 4 ani de zile de denoxare și de sulfurare. Practic, cazanul 7 care oferă agent termic și apă caldă municipiului este un cazan performant. Cazanele 5 și 6, din păcate, n-au putut fi aduse în același stadiu pentru că firma care lucra a intrat în insolvență. Era o firmă din Brașov și în momentul de față nu mai sunt la curent cu demersurile făcute de Consiliul Județean pentru reluarea activității de denoxare și desulfurare a cazanelor 5 și 6. În momentul în care toate cazanele nu mai sunt energofage... Dar cu certificatele acelea de mediu... Este simplu de explicat. În 2017, când am încheiat restructurarea cazanului 7, refacerea lui, modernizarea lui, un certificat de mediu care înseamnă o cantitate de dioxid de carbon eliminată în atmosferă pe timp de vară de către CET costa 4,5 euro. În momentul de față, pe piața liberă, de unde se achiziționează aceste certificate, sunt 45 de euro. Deci un certificat verde este 45 de euro. Centrala de cogenerare pe care și noi, Consiliul Județean, o aveam prinsă să o construiască CET-ul, permitea ca pe timp de vară CET-ul să nu mai consume cărbune pentru producerea energiei electrice și agentului aburului industrial necesar întreprinderilor de pe platforma chimică. Din păcate, această centrală nu a fost, mă rog, nici măcar începută, dar apoi să mai zicem să și funcționeze. Și atunci am fost nevoiți să cumpărăm aceste certificate verzi la aceste prețuri existente pe piața liberă. Lucru care a îndatorat foarte mult CET-ul. Și da, să nu uităm că în 2012, datorită inadaptabilității guvernului român din acel moment, CET-ul a trebuit să furnizeze 6 luni de zile
Către Olchim. Către Olchim, da. Agent termic și energie electrică. Sigur, foarte... Gratuit. Da. Deci, practic, în momentul de față, CET-ul nu și-a recuperat de la fostul Olchim datoria pe care a înregistrat Olchimul în cele 6 luni de zile de furnizare gratuită a energiei, a energiei electrice și a aburului tehnologic. La fel, fără de care Olchimul și-ar fi acum pus astăzi... Dați-mi voie, era fermă de creștere animalelor, unde în momentul de față încă mai funcționează un agent. Poate apărea vreun mall acolo. Sau un mall, sau o parcare, sau un quartal de blocuri. Și așa merge. Da. Am făcut un gest atunci care a salvat o parte din... Da, dar a făcut un Olchim. Gest care poate că a salvat partea de Olchim, dar pe partea de CET nu e bine, pentru că decizia aceea a fost una, cum să vă zic, din punct de vedere al eficienței pentru CET nu trebuia luată. Vreau să vă spun că atunci s-a judecat cu dublă măsură. Da. Germania a acordat industriei auto naționale 780 de miliarde de euro, da. Dar atenție, nu ca ajutor de stat, ci prin unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora funcționau, da, fabricile de autoturisme. Noi am cerut guvernului din acel moment 45 de milioane de euro capital de lucru pentru Olchim. Ni s-a refuzat. Am ajuns la 18 milioane de euro, ni s-a refuzat și această sumă. Și atunci ce deci trebuie să facem? Deci dumneavoastră spuneți că, știți, istorie, istorie... Nu, dar trebuie, da, trebuie sigur să știm lucrurile așa cum s-au întâmplat ele. 2012, din punctul meu de vedere, au fost decizii extrem de controversate la momentul acela. Știu că au fost dosare penale. Așa. Și sunt în continuare. Și sunt în continuare. Chiar... În ce stadiu mai sunt acele procese? Nu știu, trebuie să-i întrebați pe cei care sunt implicați, care atunci făceau parte din Consiliul de Administrație al CET Govora, ei fiind dați în judecată. Pentru recuperarea prejudiciului. Un prejudiciu enorm, enorm. Doi dintre ei sunt parlamentari acum. Nu comentez. Da, da. Bun, iată un foarte bun subiect de discuție pentru emisiune viitoare. Domnule Bușu, pentru că e bine să urmărim ce se întâmplă și în zona aceea. Bun, deci CET performant, CET-ul, iată, nu se mai îndreaptă spre faliment, după cum spuneți dumneavoastră. Poate să performeze, poate să mențină locurile de muncă. Sigur. Câți angajați mai are CET Govora? Cred că 600 la centrală și cam 1200 în zona Berbeștealul 1. Acum vreau să vă spun un lucru. Avem un problem. Berbeștealul, da, care aparține tot al CET. Dumneavoastră, tot al CET-ului, da. La Berbeștealul 1 există o problemă cu resursa de cărbune. Cariera Panga s-a închis pentru că nu mai are efectiv cărbune. Berbești Vest, dacă nu mă înșel, mare doar pentru 2 ani. Iar rezervele serioase sunt la al 1 estimate pentru 19 ani de exploatare. Asta dacă ne mai lasă Uniunea Europeană să exploatăm. Foarte bine ați ridicat problema, însă atâta timp cât Germania pune problema păstrării consumatorilor de combustibil fosil pentru producerea energiei electrice, eu cred că vor fi păstrate și minele de la Berbeștealul. Păi cum? Că toată lumea zicea să le închidem. Eu am crezut că această problemă se rezolvă de la sine, că dacă Panga s-a închis, dar dacă spuneți că la lună mai sunt 19 ani de exploatare, atunci... Garantat. Garantat. Bun. Să vedem și ce spune Uniunea Europeană, că știți, noi ne luăm lumină de la ei. Ne luăm, dar v-am spus atâta timp cât Germania, care e motorul economiei Uniunii Europene numărul 1, vrea cărbune, se vor păstra. Problema este dacă noi suntem în stare să negociem, să ținem și noi deschise exploatările noastre de lignit. Pentru că aici aș vrea să vă spun un lucru. Să nu mai aud specialiști din aceștia care stau și trag niște concluzii după ce se uită la televizor. Instalațiile de la CET funcționează pe lignit, nu pe huilă. Huila este doar în cantități foarte mici introduse pentru inițierea procesului de ardere. Deci nouă ne trebuie la Vâlcea lignit, în nici de cum huilă sau antracit sau alt gen de cărbună. Uh-huh. Asta ca să se știe de ce avem nevoie de Berbeștealul. Da, este... A spus punctul pe I, ca să spun așa. Este un subiect dureros pentru mulți. Așa este. Mă rog, pentru unii dureros, pentru unii bănos, pentru alții mai puțin bănos. Păstrarea locurilor de muncă de la Berbeștealul 1 este vitală. Și am să vă spun, nu numai pentru funcționarea CET-ului, ci pentru echilibru
social al acestui județ. Nu putem să lăsăm 1000 și ceva de familii din acea zonă în care nu există o altă posibilitate de reconversie profesională să rămână fără sursă de câștig sigură. Din acest considerent, pe lângă faptul că avem nevoie de lignit în continuare, trebuie să investim în zona minieră, trebuie să investim în utilaje de extracție moderne pentru a putea să diminuăm costurile. Da, de acord cu dumneavoastră. O să urmărim ce se întâmplă și cu Cetgovora, ce se întâmplă și cu cariera de la Berbești al 1. Știu că era așa un red flag pe ea. Să fie închisă, știți? Sigur, păi e foarte ușor să închizi. Este foarte greu să redeschizi sau să menții deschisă o activitate industrială. Da, și pe CET la fel. Așa da. Că ați avut o întâlnire online a consilierilor județeni, la Consiliul Județean Vâlcea. Ședința respectivă da. A fost una pe repede înainte. Da, cred că a fost maxim una, 10 minute. Una fulger. Da. Așa, dar ați, într-o ședință fulger, iată, ați împărțit... Să, din excedent, deci da. Din excedent, este vorba de suma de 632.000 de lei noi, deci 6 miliarde de lei vechi, pentru programul de management integrat al deșeurilor. Această sumă a trebuit alocată pentru continuarea lucrărilor la deponia de la Roiești. Suntem în momentul de față, din câte știu despre eu... Despre ce sumă vorbim? 632.000 de lei. Ok. S-a făcut o nouă licitație, acolo au fost câteva probleme. Ba constructorul care a câștigat n-a fost în stare să înceapă activitatea, ba a alunecat terenul și a trebuit să deplasăm un pic locația. Însă acum suntem în linie dreaptă și sper ca deponia de la Roiești să fie construită cât mai repede, să intre în activitate... Adi Salubrizare să facă licitația pentru acordarea mandatului de folosire a stațiilor de sortare a gunoaielor construite la Brezoi și la Râmnicu Vâlcea și a operatorului care va strânge gunoaiele pe teritoriul județului Vâlcea. Și să intrăm odată în legalitate, că practic, datorită întârzierilor la acest program, suntem în ilegalitate, dacă îmi permite să folosesc acest termen. Ia, explicați-mi dumneavoastră cum sunteți în ilegalitate. Păi e clar că Uniunea Europeană îți fixează niște termene, îți acordă sume de bani pentru a te pune în concordanță cu deciziile care sunt luate la Bruxelles. Da. Banii aceștia trebuie cheltuiți în termenul pe care Uniunea Europeană ți-l acordă. Sigur, România nu a reușit să facă acest lucru, că până s-au gândit legiuitorii, până s-au făcut caietele de sarcină, până am reușit să convingem comunitățile locale de necesitatea unor gropi de gunoi ecologice, unor stații de sortare în care gunoaiele să fie foarte atent distribuite astfel încât să nu mai poluăm mediul, noi am pierdut ani buni, nu numai județul Vâlcea, întreaga țară. Și atunci plătim prin procedurile de infringement deschise de Comisia Europeană, destui bani dăm înapoi din cei pe care îi primim și nu suntem în stare să-i folosim. Acum suntem pe un drum drept, am trecut peste toate hopurile, sper că în maxim 2 ani de zile la Roiești să aceasta era următoarea întrebare. Când? Doi ani. Și ce ar trebui să se întâmple în următorii 2 ani, domnule Bușu? Să se termine lucrările la Roiești, să se liciteze pentru operatorul... Important! Cine scoate la licitație? Adi Salubrizare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Adi Salubrizare, care este formată din reprezentanți ai tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe teritoriul județului Vâlcea, de sunt 89 de membri, fiecare membru are un vot. Uh-huh. Și dacă noi nu vine unul, ședința nu este... Nu, ședința este cu majoritate simplă. Problema este să fie interesați ei să vină. Primarii la început au venit, după care au avut fiecare idei. Păi s-au plictisit, adică pe bune, dacă nu se întâmplă nimic. Au făcut contracte cu tot felul de firme, ba din Gorj, ba din Olt. Mă rog, i-am înțeles, gunoaiele trebuie selectate, trebuie adunate, nu o să le lași pe câmp. Bineînțeles. Problema este că aș aștepta și de la Garda de Mediu un pic mai multă activitate, să fie un pic mai incisivi. Pentru a descuraja aruncatul gunoaielor așa la întâmplare, dacă ne ducem pe cursurile de apă, ne crucim când vedem câtă mizerie este.
pe domnii primari să fie un pic mai incisivi și domniile lor cu cei care locuiesc pe raza unităților administrativ-teritoriale pe care le conduc, pentru că dacă nu o să dea amenzi, oamenii o să arunce în continuare la întâmplare. Și v-am spus, cei de la Adisalubrizare să organizeze aceste licitații pentru operatorul care va strânge gunoaie și operatorul sau operatorii care vor fi pe stațiile de sortare și la deponia de la Roiești. Bun, deci în maximum 2 ani de zile ar trebui să intrăm, să zic, în legalitate. Reușim să rezolvăm această chestiune foarte importantă pentru toți vâlcenii. Absolut. Da. Și aș vrea să-i asigur pe vâlceni că în momentul în care va intra deponia de la Roiești în funcție, nu vom primi și din alte județe, pentru că fiecare județ are câte un program, la fel cum îl derulăm și noi, tocmai ca să nu se mai plimbă gunoaiele pe țară și să crească prețul pe care populația trebuie să-l plătească sau agenții economici. Da. Important, sigur că da. Vom vedea, că știți, am mai auzit povestea asta. De 7 ani le tot aud. Corect, așa este. M-am săturat până peste cap de aceste povești, însă vreau să vă întreb cum este la guvernare cu PNL. Adică... Aici, pe plan local, nu s-a schimbat nimic. Adică în Consiliul Județean, acolo unde activez și eu, lucrurile merg înainte, fără probleme. Am văzut. Văd că și la municipiu nu ar mai fi foarte multe ciocniri, iar în ceea ce privește la nivel guvernamental, până în momentul de față nu am văzut, cu excepția câtorva lor de poziții ale domnului președinte PNL Florin Câțu, care dânsul cred că mai mult pentru politica internă în partid le face, în rest da, se înțeleg miniștrii cu... Să nu adoarmă liderii, practic. Important este ca ministerele să funcționeze. Important este că bugetul de stat a fost votat înainte de 31 decembrie și îl așteptăm undeva la sfârșitul lunii februarie, conform legii în vigoare, să vină să-l aprobăm și noi la nivelul Consiliului Județean, să-l distribuim către unitățile administrativ-teritoriale. Astfel sunt foarte curioasă ce fel de buget vom avea pentru anul 2022. Oricum, nu o să avem bugetul din 2021, când vă spun clar, Consiliul Județean Vâlcea a primit zero. Și efectiv mai să ne oprim din activitate datorită lipsei de finanțare. A top. Aveți acolo o grămadă de lucruri de rezolvat. Ce v-ați propus să rezolvați în anul 2022 în calitate de președinte al ATOP? Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este proiectul pe care îl derulăm împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și structura specializată de prevenire din cadrul IPJ Vâlcea în unitățile școlare pe cele două aspecte pe care le vizăm, respectiv consumul de droguri și bullying-ul. Până în prezent am acoperit unitățile școlare liceale din municipiul Râmnicu Vâlcea. Chiar mâine suntem în două licee, unde ne întâlnim cu profesorii dirigenți și unde specialiștii poliției le prezintă cazuistica pe care o au în unitățile școlare, urmând să ne deplasăm săptămâna viitoare la Drăgășan și ulterior la Horezu și să cuprindem după aceea toate liceele. După ce termină liceele, trecem la școlile gimnaziale. Asta ar fi din punct de vedere al drogurilor. Domnul Bușu, scuzați-mă că vă întrerup, dar cred că și dumneavoastră sunteți conectat la realitate și numai de acum câteva zile, un elev a tras cu o pușcă airsoft, cu un pistol airsoft, într-un alt elev. Este adevărat, nu în spațiul școlii, în afara școlii, dar numai gândul că pe acești elevi îi duce mintea la așa ceva, te înfioară, pur și simplu. Aș vrea să-mi permite să le spun tuturor celor care ne urmăresc public că în luna noiembrie, la Drăgășani, a fost un eveniment, 3 elevi l-au bătut pe al patrulea vreo 3 zile la rând, în timpul orelor de curs. Cei 3 elevi agresori, în momentul de față, sunt cu mandat de reținere în penitenciar. Deci legislația pentru minori s-a schimbat de când legea bullying-ului a intrat în funcțiune. Și le atrag atenția tuturor celor care se cred așa un fel de haiduci moderni și folosesc arme non-letale, de asemenea arme albe, pentru că să nu uităm, în decembrie am avut pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea, în fața unui liceu din zona nord, o altă agresiune în care
agresorul deținea un pistol softer și un cuțit și acolo au intervenit luptătorii din unitatea de jandarmi, da, care au capturat agresorul la timp. Sunt chestiuni pe care le ridic atenției părinților. Atenție, părinți, s-a schimbat legislația penală și riscați ca copiii dumneavoastră să ajungă în pușcărie. Să ajungă în pușcărie și o să vă minunați că n-ați știut. Uite că vă spun eu acum în fața camerelor, legislația penală pentru minori s-a schimbat. De când? S-a înăsprit de un an de zile. A. Și vreau să vă spun că o să încercăm să intrăm la ore, să discutăm cu elevii din anii terminali, tocmai asupra acestor aspecte. Consumul de droguri și violența duc... Dar știți că, spre exemplu, luând acest ultim caz, elevii erau amândoi, unul de 15, unul de 17, de la, nu știu că e chiar ok să spun, dar o să o spun, de la Mircea cel Bătrân, da, de la liceu. E unul din liceele care le văd mâine. Acolo, acest liceu are și foarte multe performanțe școlare și elevii extraordinari, dar se și întâmplă lucruri pentru că din totdeauna a fost la mod, așa, la roaită, să, dacă e să aș da o soft acum, da? Aceasta este ideea. Aceste lucruri se întâmplă, da? Un elev a tras cu pistolul airsoft în alt elev, da? Așa este. Pentru că amândoi plăceau aceeași fată. Deci pe iubire s-au luat, ca să ne înțelegem. Mă, e frumos să fii și îndrăgostit, e frumos să-ți placă și o fată. Dar mă, de ce să tragi cu pistolul? De ce să trimiți mesajele de amenințare, domnule Bușu, sunt incredibile. Nivelul de amenințare, nivelul vocabularului, cuvintele folosite de acești copii sunt înfiorătoare. Atenție, nu trebuie să aruncăm anatema numai pe școală. Am înțeles, nu vreau să fac familiile asta. Nu trebuie să fie exonerate de răspundere. Asta una. Doi, vreau să vă spun un singur lucru. Și ar fi o temă de anchetă jurnalistică, doamna Popescu. Știți că regulamentele de organizare și funcționare ale unităților școlare prevăd pentru elevi mai multe drepturi decât obligații? Roșurile. Dar în materie coercitivă nu există, și o spun cu toată răspunderea, nu există măsuri care să descurajeze genul ăsta de fapte. Sincer. Nu adică există. Dumneavoastră spuneți că la nivelul fiecărei unități școlare, fiecărui liceu, se pot face aceste regulamente de organizare și funcționare interne, da? Unde... În baza legii învățământului. Da. Unde atenție, elevii au mai multe drepturi decât cadrele didactice. O spun cu toată răspunderea. Și atunci, a cui este vina? Trebuie să regândim legislația. Dați-mi voie să vă ridic o simplă, un fapt cel mai păi simplu. Păi eu să schimb legislația, domnule Bușu. Eu sunt consilier județean, am cum să schimb legislația. Bun, asta hai cade să ne adresăm parlamentarilor. Bun. Dar vă rog, spuneți-mi vreau ce să vă, trebuie să ca schimbăm. Sunteți părinte de elev. Da. Spuneți-mi, dacă ieșim acum împreună pe stradă și vedem elevi cu ghiozdane, cu rucsac, îi putem identifica de la ce unitate școlară sunt? Bineînțeles că nu. Știți că sunt... propuneri venite din partea cadrelor didactice refuzate ca fiecare unitate școlară măcar să aibă un semn distinctiv. Să știm că acel elev face... Cum, domne, ca pe vremea lui Ceaușescu, adică vreți să ne puneți... Cum se numea? Emblemă. Emblemă, emblemă. Emblemă, emblemă. Pot să pun, aici? Pot să pun... Și cordeluță. Mie îmi plăceau. Și mie. Că vorba aia, așa am crescut. Dar hai să nu uniformizăm. Dar și un element plăceau, distinctiv... Și ce nu-mi plăcea? Pampoanele acelea erau absolut oribile. Deci ne obligau să purtăm, erau horror. Dar poate nu stătea bine cu pampoanele alea, da? O cordeluță așa finuță nu deranjează pe nimeni, nici chiar o emblemă. Da, dar măcar știi că atunci când elevul este într-o unitate economică unde se servesc cafele și băuturi alcoolice, îți dai seama de pe unde e. Uh-huh. Pentru că legislația interzice lucrul ăsta, dar dacă faceți o anchetă jurnalistică, o să cam vedeți. Bun. Deci ce lege înțeleg. Trebuie modificată, domnule Legea Bușu? Învățământului. Legea învățământului. Legea învățământului, primul parlamentar pe care o să l-am invitat aici. Întrebați-l dacă a fost printr-o unitate școlară și a stat de vorbă cu cadrele didactice. Da. Deci cadrele didactice sunt nemulțumite și pe bună dreptate. Absolut. Pe bună dreptate. Dacă este să ne referim doar la chestiunea aceasta de vestimentară, pentru că probleme sunt multe. Absolut.
Și noi am ajuns la final și uite că la final ajungem să discutăm despre cele mai interesante chestiuni. Mai trebuie cu siguranță încă o emisiune în care să vorbim despre ce faceți dumneavoastră la top acolo în domeniul consumului de droguri, în domeniul bullying-ului, da? Mi se par teme vitale. Și mai avem o chestiune de neșapte. Și avem o propunere pentru conducerea Ministerului Administrației și Internelor pe care o să o înaintez. Mă doare acest DN7, mă doare! Am discutat cu specialiștii din poliție și sunt câteva măsuri care s-au luat și da. O să vedeți, o să le discutăm într-o emisiune viitoare. Cu siguranță vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost consilierul județean al PSD, Adrian Bușu. O discuție extrem de interesantă, sper că și dumneavoastră v-a plăcut. Eu sunt Magda Popescu și ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere! Bună seara.